Ministrul actual al justiției, Fadej Nagaczewski, ar pune presiune pe completul de judecători de la Curtea de Apel Cahul pentru a lua o decizie în privința lui Ilan Șor. Cel puțin asta susțin deputații fracțiunii care cer demisia lui Nagaczewski. Nemulțumirile celor din fracțiunea partidului Șor vin după ce ministrul justiției a cerut să se afle motivul pentru care ședințele de judecată în cauza fostului primar de Orhei sunt amânate cam în fiecare lună. Anunțarea de către ministrul justiției că va depune sesizări pe numele judecătorilor ce examinează această cauză, dar și pe reprezentanții organului procuraturii care reprezintă acuzare de stat, pentru a fi verificați din punct de vedere disciplinar, prin prisma calificării și inclusiv sub aspectul respectării regimului juridic a declarării averii și intereselor personale, reprezintă o presiune directă, o formă voalată a indicațiilor cu caracter sugestiv de a condamna inculpatului Ilan Șor, fiind însuțită de amenințări. Într-o reacție, Fadej Nagaczewski spune că nu are de gând să-și dea demisia, iar cei din fracțiunea partidului Șor nu fac altceva decât să justifice statutul de victimă politică a lui Ilan Șor. În cazul în care Șor va fi condamnat de Curtea de Apel și Curtea Supremă de Justiție, chiar dacă se află în Israel, autoritățile din Moldova vor putea solicita punerea în executare a pedepsei în statul în care se află, a mai adăugat ministrul de la Justiție. O nouă ședință în dosarul în care Ilan Șor, fostul primar de Orhei, a anunțat în căutare internațională, este acuzat de scrocherie și fapte de corupție, a fost amânată zilele trecute. Motivul ar fi o expertiză pe care o cer avocații lui Ilan Șor.